mult că să ne pregătim pentru plecare. Și foarte adevărat. Yes. La noi tot timpul era rugăciune. Chiar când a fost bărbat, și după ce el a plecat, de la 5 la 6, 7, stăm în rugăciune și Dumnezeu lucrează foarte mult. Chiar vine și sora Aurica și sora fratele Dumitru Pop și sora Rebecca. Și mai vin, frate, surori, mai vin. Și ne bucurăm foarte, foarte mult. Asta e pregătirea pentru cer. Yes. Și ne bucurăm pentru că Dumnezeu face o legătură și am observat și în grupul nostru că suntem cam în jur la 10 care ne rugăm pe telefoane din mai multe state și vedem cum Dumnezeu lucrează cu poezii, cu cântări, cu predici. Le leagă Dumnezeu așa în contur. Și aici ce vorbi fratele și ce vorbi fratele tot la fel e în poezia asta. Și n-am primit-o decât de vreo 3 zile și dacă greșesc ceva mă scuzați. Nu mai am talentul celălalt care îl aveam când eram tânără. Dar mulțumesc Domnului pentru toate și mă bucur. Mă bucur că totuși fac ce pot pentru Domnul, dar nu facem pentru Domnul, că El a făcut tot pentru noi. Noi facem pentru noi ca să ne încurajăm unii pe alții. Și aici cuprinde ceea ce a spus fratele Mihai și fratele Vitalic. Trăim în vremuri foarte grele. Cel rău se luptă neîncetat. De Domnul să ne depărteze treptat, subtil și neobservat. Cu lucruri nefolositoare, ne fură timpul prețios și neîncetat se stinge dorul de părtășie cu Hristos. De dimineață până seara muncim din greu și ne trudim. Ce timp de rugăciune? De Scriptură? Mai bine să ne odihnim. Mai bine un pic de relaxare cu filme, știri, emisiuni, cu Facebook sau citind ziarul. La astea suntem foarte buni. Duminică de dimineață, prea somnoroși, prea obosiți. Mai bine e să stăm acasă, în patul moale, liniștiți. De ce să mergem la adunare? Vedem programele indirect. Sunt mulți adepți ce au argumente greșite pentru acest subiect. Umblarea noastră nu diferă de acelor fără Dumnezeu. Îmbrăcămintea și vorbirea se aseamănă mereu, mereu. Uităm de patria cerească, de scopul nostru etern, divin, uităm de jertfa din Golgota, uităm de harul cel sublim. Când de mult citeam cu așa plăcere cuvântul tainic și bogat, aveam atâta pasiune să ne rugăm neîncetat, gata eram în orice clipă să facem bine, să ajutăm. Abia așteptam împărtășie cu Domnul să ne bucurăm. Eram în clopot, ce ferbinte, iubirea noastră atunci era. Eram în stare la viață pentru Iisus a renunța? Acum, unde sunt toate acestea? O, vai, ce stare ne-a cuprins! De căldiciel e foarte grabă. Sau rece, totul este stins. Iisus leapădă pe aceea care cu lumea s-a amestecat și vrea ca cei ce spuși deoparte, vrea numai aurul curat. Amen. El e milos, dar drept în toate. El nu se lasă păcălit. Doar cel ce a trăit spre slava va fi la capăt mântuit. Amin. Să ne trezim creștini din starea cea foarte rea de căldiciel. Căci în curând apare Domnul, să fim în clocot pentru El, să ajungem sus în cer cu El. Amin. Yes. Amen. Amen. Amen.